Mă uitam la rata șomajului în rândul tinerilor 25-30 de ani, care este destul de mare și putem trage o concluzie de aici că școala nu ne pregătește oarecum pentru realitatea, da? Pentru viață, cel puțin în primii ani suntem debusolați. Asta este un lucru care este cel mai grav și foarte rar suntem întrebați despre asta sau foarte rar noi observăm aceste lucruri, pentru că pentru a nu avea o compatibilitate între sistemul de învățământ și sistemul ocupațional, nu se vede direct, se vede numai indirect, așa cum spunea. Se vede, de exemplu, că nu ai ocupare în zona pieței muncii. Se vede la șomaj, la tipul de șomaj la tine. Se vede până la urmă și la un alt indicator pe care noi îl mai cercetăm. Câți dintre cei care se angajează din tinerii care termină lucrează în profesie? Sunt foarte puțini. Și din cei care se angajează, deci dacă 75%, să spunem, se angajează, cei care termină facultatea, ca să lucreze în profesie, procentul este din cei, dacă îi facem 100%, procentul este de sub jumătate care lucrează în profesie. Adică improvizează. Nu avem mai multe lucruri aici, nu avem nicio orientare școlară și profesională, cum se spunea înainte de 89, și astăzi se poate face asta, în sensul că noi prin politicile educaționale ar trebui să finanțăm de la stat, nu să finanțăm aiurea, orice tip de... să finanțăm o viziune despre ocupațiile viitorului, dar nici asta n-am făcut-o pentru România. Adică, să zicem, avem studenți la drept, numărul studenților la drept, la medicină și în alte locuri, în Germania sau în alte locuri unde sunt modele interesante, este limitat. Este limitat dacă vrei să faci și sunt condiții foarte complicate. Apoi învățământul dual, noi l-am introdus acum, cel care poți să faci și liceu și școala profesională în același timp și să câștigi bani. Noi nu mai avem la profesiile, multe profesii, tehnolog în întreprindere, sudor, de exemplu, de categorie importantă, sudor în argon, aș spune, că știu multe, am făcut multe studii ocupaționale despre asta. Nu mai avem oameni în România. Aducem din străinătate deja meseriași. Un sudor, un tehnolog într-o întreprindere ar câștiga mai bine decât un inginer din altă parte sau decât un profesor sau decât un medic. Pentru că sunt meserii rare deja. Dar noi nu avem o asemenea planificare, dar asta ar trebui să o facem prin strategia educațională. Adică nu îi lăsăm pe toți copiii să meargă ca așa își doresc ei, că e foarte simplu, la jurnalism, la contabilitate sau la științe economice, la politică internațională, la studii europene și alte lucruri. Acolo este nevoie de mai puțin specialiști. Noi trebuie să facem niște planning-uri pentru viitor. Mulți se duc pentru că, nu știu, sună bine. N-au unde să meargă, sigur. Sună bine, științe politice, poate. Științe politice. Da. Și ei cred că o să fie politicieni. Predau la științe politice și am doctorant și mă gândesc câteodată când vorbim despre visurile lor cu studenții mei și îmi spun că ei au crezut la început că dacă ești... ai făcut științe politice, ai cele mai mari șanse să fii politician. Neștiind, nefăcând nicio cultură civică, nu avem nici niște manuale serioase de cultură civică ca să explici care sunt filtrele de selecție, de acces în zona politică, în zona experților din politică sau așa mai departe. Deci, ce pași trebuie să urmezi ca să ajungi, politician. Exact. Nici familia nu știe, nu te poate ajuta. Deci ar trebui să avem niște programe educaționale în sensul acesta al proiectării viitoarelor profesii. Ni s-a cerut de la Uniunea Europeană și știu că nu s-a făcut. Prin 2017, 18, 19 ar fi trebuit să participăm și era o sumă foarte mare de bani pentru ca să facem un fel de anchetă mare și România să propună viitoarele profesii ca programele de fonduri europene care vin pentru formare și pe care noi le-am ratat în anii trecuți pentru că am făcut orice, n-am format pentru noile profesii, să fie pe profesiile viitorului, nu pe profesiile trecutului. Unde trebuie competențe digitale, de exemplu. S-ar putea că să trebuiască competențe digitale pentru toate profesiile, pentru mult mai multe profesii decât ne-am închipuit. Sunt tipuri noi de inginerie care apar, de exemplu, și care... Tehnologia evoluează și trebuie să ținem pasul cu ea. Noi nu ne-am pregătit pentru asta și nu pregătim oameni pentru asta. Ori pentru asta trebuie să încep cu copiii de mici, să le creezi aspirația lor și familiile lor. Eu lucrez într-un proiect privat cu o echipă de tineri pentru meseria de IT-ist. Încercăm să, într-o comunitate a noastră, să facem studii de la copii de mici, la familii, să vedem ce își doresc ei, să prezentăm meseria de IT-ist. Ce trebuie ca să ajungi IT-ist de jos? Adică trebuie să înveți matematică, nu să te prefaci că înveți matematică. Și alte lucruri care sunt absolut necesare în
proiectare. Societatea nu se poate dezvolta, mai ales cea cu viteza de astăzi, că astăzi nu mai e timp. Astăzi lucrurile se schimbă de la un an la altul. E o viteză fantastică de evoluție. Dacă nu ești planificat, nu reușești. Dacă lași totul la voia întâmplării, oamenii n-au de unde să știe și se vor duce de regulă foarte mulți pe piste greșite, care înseamnă eșec educațional și eșec pentru ei, eșec de viață.